Am revenit în direct aici la Agricultura, la Raport, așadar continuăm să discutăm pe seama vremii, dar și pe ceea ce vremurile ne conferă în momentul ăsta. Spuneam noi că avem un moment bun prin această informație pe care am primit-o cu toții și, practic, dacă și natura ne va ajuta, așa cum domnul Alexandru spunea, se pare că iarna asta va fi mai aproape de ceea ce cunoșteam noi în anii trecuți, cum ar trebui să fie iarna, adică cu zăpadă, cu frig, cu precipitații, nu cu temperaturi ridicate ca anul trecut, când au fost 25 de grade de Crăciun. Da, trebuie să mai nu omitem un lucru foarte important. Mă rog. Chiar dacă s-au decalat foarte mult perioada de semănat și, mă rog, condițiile care au permis semănatul și pregătirea terenului, chiar dacă a venit această ploaie, să nu scăpăm un aspect important. Dacă s-a semănat târziu, plantele au nevoie de o sumă de grade pozitive, peste 5 grade, până la 400-500 acumulate ca să atingă o fază aceea de înfrățit și pregătire pentru iarnă, călirea plantelor până la intrarea la aceste fenomene veritabile de iarnă, cum ar fi frigul și ninsoarea. Lucru care, pe de o parte, înainte ne bucurat, semănat mai târziu, era secetă, dar totuși aveam încă virgulă cald până în iarnă și era suficient să poată să parcurgă primele faze importante pentru intrarea în iarnă. Dar acum n-ar mai fi timp de așa ceva, pentru că chiar dacă avem aceste precipitații, se va intra totuși cât de cât în iarnă. Nu știm cât de bine sunt pregătite plantele, nu știm cât de pregătite sau călite sunt pentru intrarea în iarnă, pentru că dacă o să avem, din punct de vedere al prognozelor, așa cum se estimează o lună decembrie cât de cât normală, cel puțin din punct de vedere al temperaturilor, ar fi, nu știm exact care ar fi cuantumul, dar o problemă în ceea ce privește trecerea prin iarnă a plantelor care au fost semănate mai târziu, cu lipsă de precipitații, precipitații care au venit târziu, dar care nu au avut timpul necesar să poată să parcurgă primele faze de rezistență pentru iarnă. Luna decembrie, așa cum am spus, o să fie aproape de o lună normală, veritabilă, dar nu neapărat din punct de vedere al ninsorii. Vom avea episoade de ninsoare, la fel cum ca cel care este preconizat acum în debutul, să spunem așa, iernii, dar cel puțin din punct de vedere al precipitațiilor, luna decembrie ar putea să se înscrie într-un regim normal conform prognozelor actuale pe lungă durată, pe următoarele 3 luni. Și chiar dacă n-ar fi sub formă de zăpadă, totuși e bine că ar putea să aducă un aport important. Luna decembrie nu a mai fost bogată în precipitații, să spunem așa, de foarte mulți ani, pentru că am avut tot timpul și cald și lipsă de precipitații. Ultimele 2 ieri au fost secetoase total, din punct de vedere al pluviometric, nu mai vorbesc din punct de vedere al temperaturilor. Dar măcar dacă, așa cum arată prognozele, ar acoperi componenta pluviometrică cu un regim de precipitații normal pentru luna decembrie, așa cum spunea și domnul Pețancă și probabil și alți fermieri speră, măcar să fie asigurată acea aprovizionare cu apă pe timpul iernii, pentru că la debutul în primăvară, când iarăși vom avea acele temperaturi care cresc sistematic și periodic încă din primăvară până spre vară inclusiv și spre toamnă, să aibă de unde să consumă planta, de unde să existe și transpirație și evaporare la suprafața solului, pentru ca plantele să poată să parcurgă fazele de la ieșirea din ieșirea din perioada de latență, precum și semănatul culturilor de primăvară. Să existe totuși o bază din punct de vedere al precipitațiilor și pentru culturile de primăvară, cu toate că anul ăsta, în aprilie, au existat cantități de precipitații nu neapărat mari, dar suficiente pentru semănatul culturilor de primăvară. Luna aprilie a adus un aport important de precipitații, chiar dacă lunile mai și iunie, care erau ploioase, nu s-au ridicat la nivelul așteptat. Deci, din punct de vedere climatic, e bine, dar se trece într-un, așa zis, an atipic, cel puțin calendaristic. A fost o vară prelungită, până târziu, dacă rețineți exact, la sfârșitul lunii octombrie am avut 35 de grade într-un ultimul weekend în sudul României. Da.
După aceea s-a intrat într-o toamnă așa, alternanță de toamnă cu frig, iarăși cald, în aceeași notă, fără precipitații, și brusc acum ne trezim că după nici măcar o lună de normalitate de toamnă, intrăm brusc înspre anotimpul de iarnă. Lucrul ăsta, bineînțeles, că afectează și plantele, și tehnologia, și etapele de vegetație pentru culturile care s-au semănat și așa târziu. Vom vedea dacă doar avantajul pluviometric le va fi suficient pentru culturile care au fost semănate și târziu și în praf, cum zicea domnul Pețanca, și nu este nevoie totuși și de acea sumă de temperaturi care să le asigure o rezistență să treacă peste o iarnă care va avea în momentul acesta, conform prognozelor, niște caracteristici specifice acestui anotimp. Am înțeles. Doamna Piron, apropo de gaecurile astea 7 și 8 s-a tot vorbit, din păcate nu s-a întâmplat mai nimic, adică nu s-a rezolvat, au rămas lucrurile ca la început, să zicem așa. E un subiect important pentru fermier, că tocmai ce vorbim un pic mai devreme, lipsa asta de precipitații, nevoia de a semăna într-o anumită perioadă de timp îi împinge de multe ori către hazard. Din ce am înțeles, ministrul și-a făcut într-un fel temele, ce a depins de dumnealui a făcut. Mai departe, nu știu cât s-a înțeles și dacă există și voință politică la nivel european. Dumneavoastră, din ce știți de acolo, sunt mai multe șanse să se înfăptuiască modificările astea mult dorite? Aceste condiționalități țin chiar de grupul de lucru la care am participat săptămâna trecută. Ce vreau să precizez în primul rând este că noi am solicitat, deci Copacogeca a solicitat derogare pe condiționalități, dând statelor membre mai multă flexibilitate să-și aleagă derogările, pentru că nu toate statele membre au aceleași condiții pedoclimatice ca și România. Și aici aș vrea să fac o paranteză, pentru că au existat discuții în spațiu public de ce România nu s-a aliniat propunerii Franței. Franța a făcut în cadrul Consiliului de Miniștri de l'Artă o propunere pentru o derogare parțială de la GAEC-8. GAEC-8 este partea cu pârloagă, care propunerea Franței spune în felul următor. În loc să avem 4% teren pârloagă, să mergem pe cealaltă variantă pe care o avem și noi prinsă în Planul Național Strategic, respectiv 3% teren pârloagă, completată până la 7% cu culturi de acoperire, culturi proteice, pentru care să nu se facă tratamente fitosanitare. Deci, practic, România ar fi trebuit să fie de acord cu creșterea gradului de teren pârloagă, teren neproductiv, de la 4%, cât este acum, la 7%. De ce spun teren pârloagă? Pentru că, în definitiv, cum spuneați dumneavoastră puțin mai înainte, și plantele sunt foarte sensibile la boli și dăunători, iar fără tratamentele fitosanitare, acest grup de culturi este foarte vulnerabil, iar șansele ca respectivele culturi să se transforme în pârloagă era o certitudine pentru noi ca fermieri. Și atunci România, poziția României susținută de domnul ministru a fost cea corectă. Nu ne putem lua angajament în fața fermierilor că vom crește suprafața până la 7%. Pentru că nu este vorba, atenție, ceea ce am susținut și în cadrul grupului de lucru și ceea ce susținem în continuare în toate, cu toate ocaziile în care avem, ni se dă această posibilitate, este faptul că noi nu vorbim despre un teren pârloagă, nu e un teren abandonat. Este un teren care este scos din producție, nu neproductiv, scos din producție, în sensul în care domnul Pețanca identifică această suprafață și trebuie să-i facă niște lucrări de igienizare, să-l curețe, să-l întrețină. Deci dumnealui are niște cheltuieli. Terenul respectiv poate nu este în proprietatea dânsului. Deci mai trebuie de să plătească arendă, trebuie să plătească taxe și impozite către statul român. Vedeți, noastră, intervine din nou legislația națională, nu avem o lege a arendei, nu avem o stabilitate. Și dacă dumnealui înțelege anul acesta, în acest actual exercițiu financiar, să-și identifice această parcelă ca fiind zona în care, pe care o menține neproductivă, anul viitor s-ar putea să aibă surprize și să nu poată să ducă la îndeplinire.
Iar pe acest considerent, împreună cu colegii din celelalte state membre, am căzut de acord, am ajuns la această concluzie că este mai bine să se dea statelor membre posibilitatea să identifice derogările în funcție de cerințele naționale. Pentru că, vedeți, noastră, apropo de aceste GAEC-uri, da, în cazul României, ecoschemele sunt construite pornind de la aceste condiții. România a ales să plece de la GAEC 6, GAEC 7, GAEC 8, pe când celelalte state membre au ales alte condiționalități și nu ar fi corect, spre exemplu, față de Austria, ca noi să-i cerem să respecte rotația culturii dacă ei nu și-au construit ecoschemele pe această condiționalitate și nici nu ne-ar susține, pentru că ei au alt interes. Spre exemplu, colegii din Franța s-au dus într-o altă zonă, colegii din Spania la fel. Colegii din Estonia sunt mai aproape de noi, dar în momentul în care discutăm de perioada sensibilă, ei nu se regăsesc. Deci GAEC-ul 6, ei nu se regăsesc. Iar intervenția mea de săptămâna trecută, tocmai ce spunea și domnul Alexandru puțin mai înainte, noi am avut o situație excepțională anul acesta. Am avut ferme, și asta inclusiv presa din România a relatat, unde punctual este adevărat, s-a întâmplat să nu aibă 300 de zile la rând precipitații. Și atunci, în loc să-i faci solului un bine, respectând această condiționalitate GAEC 6, de fapt îi produci un rău mult mai mare, îl degradezi mult mai mult, faci niște lucrări mult mai agresive, consumi mult mai multă motorină, deci nu putem să discutăm despre stocarea carbonului și mai mult decât atât, cum spunea domnul Pețanca puțin mai înainte, îți distrugi utilajele. Nu mai spunem de poluarea cu praf, poluarea din atmosferă. Deci aia nu le mai punem la socoteală. Deci avem niște cheltuieli care nu aduc niciun beneficiu mediului. Și atunci, în toate luările noastre de poziție și zavă cerului că domnul ministru a înțeles să meargă și dumnealui tot în această direcție cu apărările, noi cu toții am mers în această direcție. Și se pare că există o deschidere din partea domnului comisar. Nu a spus nici da, nu a spus nici nu. A spus că el ia în considerare discutarea acestui subiect. Motiv pentru care chiar astăzi, când m-a sunat dumneavoastră și m-a spus că am emoții, noi încercăm să depunem aceste documente de poziție, să începem niște acțiuni în acest sens. Bineînțeles, împreună cu Ministerul Agriculturii, împreună cu reprezentanța României la Bruxelles și, bineînțeles, cu ajutorul și a europarlamentarilor români, pentru că cine este mai aproape de colegii din Parlamentul European decât europarlamentarii români? Cine poate înțelege și duce mai departe mesajul dacă nu cei care vorbesc aceeași limbă cu noi? Eu aud de la domnul Pețanca, vorbesc cu dumnealui aproape zilnic, dar ca să pot să transmit mesajul mai departe, nu este ca și când pot să sun pe doamna Carmen Avram și să-i spun că am vorbit cu domnul Pețanca și la dânsul în fermă este situația asta. Nu, noi trebuie să aducem niște argumente susținute și științific și ne-am bazat aici pe hărțile emise de Administrația Națională de Meteorologie, ocazie cu care chiar doresc să vă mulțumesc, pentru că tot timpul ne transmiteți aceste alerte, sunt disponibile gratuit, deci avem acces la aceste informații. Noi ne facem partea noastră de acțiuni de conștientizare la nivel european, încercăm să aducem în jurul nostru colegi din statele membre care au aceleași nevoi ca și noi și sperăm să obținem această derogare pentru flexibilitate la nivelul statului membru. Și aș vrea să mai fac o singură observație vis-a-vis de acest teren pârloagă, ceea ce am susținut și în cadrul grupului de lucru de la COPACO-GECA și a susținut și domnul ministru. România este un stat particular, are o anumită particularitate. În momentul în care am intrat în Uniunea Europeană, noi aveam o suprafață lăsată pârloagă extraordinar de generoasă, ca să nu mai spunem că era extraordinar de mare. Și atunci, după ce am cheltuit foarte mulți bani ca să aducem în producție acest teren, acum mergem și le spunem fermierilor să identifice teren pe care să-l lase necultivat, ceea ce nu are cum să ducă către un rezultat sustenabil. Mai devreme sau mai târziu, pentru că și contextul este de așa natură, oamenii aceștia vor pune lacătul pe fermă. Și nu cred că este de dorit. La momentul, noi înțelegem ambițiile din arhitectura verde a Uniunii Europene, pentru că la momentul în care ei au gândit aceste ambiții, au schițat aceste ambiții, nu și închipuia nimeni că începând cu 2020, timp de 3 ani de zile, vom avea aceste situații extraordinare. Ne trezim în fața unei, deci am avut o criză sanitară urmată de 2 războaie la granița Uniunii Europene. Să nu uităm că dincolo de războiul dintre Ucraina și Rusia, care are ați discutat dumneavoastră
multe ediții despre implicațiile pentru agricultura din România, pentru că sunt două mari puteri agricole, vine presiunea conflictului din Orientul Mijlociu. Deci Europa nu poate să rămână indiferentă la ceea ce se întâmplă și cred că nici parlamentarii europeni nu pot rămâne indiferenți, pentru că și ei primesc semnale din țările care i-au mandatat în cadrul Comisiei Europene și probabil că vor face, nu probabil, noi cu toți suntem datori să-i forțăm să ia deciziile conștient. Bun, 10 secunde de publicitate și ne întoarcem. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Domnul Pețanca, eu am înțeles că ar fi ceva șanse, nu foarte mari, dar se discută, practic, pe seama acestui subiect. Domnul Ghinea, de ce spunea Liliana cu terenul pe loc? Haideți să vă dau un exemplu de la mine, da. În fermă. Eu, în anul 2006, am luat peste 400 de hectare care aveau cel puțin 5 ani dacă nu mai erau lucrate. Deci, astea 420-30 de hectare cât am luat atunci, unele dintre ele cred că aveau 7-8 ani de când erau pe luagă. Deci nu 30. Cât valoați să le puneți? Păi asta vreau să vă spun. Deci gândiți-vă că cel puțin 2-3 ani de zile eu am investit masiv în acel teren ca să-l aduc la un potențial de producție acceptabil și când încep să culegi roadele vin acum tot felul de restricții ca să-l lași din nou neproductiv. Acum nu prea mai e pârloagă, deși că mulți, cum a spus și Liana, pârloagă. Nu. Pământul ăla trebuie să-l lucrezi. Pământul ăla trebuie să-l întreții. Nu ai voie să-l ții pârloagă, decât că nu obții producție după urma lui. Deci plătești taxe, plătești arendă, deci faci cheltuieli. Deci noi, după ce că avem problemele noastre, mulți dintre fermieri nu sunt capitalizați, mai întâmpină și problemele astea. Păi e clar că s-a pus lacătul. E clar că dacă am reușit să stopăm zootehnia, cam îi punem lacătul și la vegetal, la producția vegetală. Deci înseamnă că noi cu agricultura în țara asta cam încheiem. Că, nu știu, văd că mai există programe și pentru zootehnie, ca să revigorăm zootehnia. Păi văd că pe o parte o revigurăm, pe o altă parte o închidem, că poluează, adică nu mai știu. O facem și pe asta și când începem să culegem și aici roadele, ajungem ca la olandez sau pe unde mai e, să le închidem. Deci, vedeți, suntem puși în fața unor situații care efectiv nu știi ce decizie să iei pentru viitorul fermei tale. Tot spun fermă mixtă, 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 dar... Deci, cum am spus, fac investiții, după aia ce fac? Stai că nu mai le închidem, că am ajuns să poluăm. Uitați, am început un nou an agricol. Incertitudine. Să dă derogare, nu să dă. Noi facem lucrări, cumpărăm semințe. La ce suprafață cumpărăm? Ce suprafață ne planificăm? Cum? Lăsăm? Nu lăsăm? Cât e de-aia, cât e de-aia l-altă? Deci, vedeți, am început un nou an agricol, cum a fost și precedentul, tot cu o mare incertitudine. Nu știm exact situația. Deci, noi astea trebuia să le fi știută la începutul anului agricol. Dar, nu vedeți, nu știu, parcă în Uniunea Europeană nu mai vor să mai facem producție, dăm drumul la Ucraina să vină marfa de acolo și noi încheiem să ne spună, ne ducem care vrem să mai facem agricultură în alte țări, dacă nu închidem, că nu se poate, deci nu știm ce să facem. Deci eu am semănat, da? Poate din astea, eu inițial vreau să las niște suprafețe din acestea care le-am semănat acum pentru neproductiv. Deja, cu toate că pare puțin de vreme, dar noi deja dăm comenzi pentru semințele de anul viitor. De porumb, de floare, de soia. Deci firmele de inputuri deja au venit pe la noi și am început să încheiem contracte. Deci nu mai se încheie contractele în luna februarie, martie, anul viitor pentru primăvară. Noi deja de acum.
dacă este în luna februarie să te duci și îți spune o firmă de asta mare, păi din tot ce este în tabelul ăsta vezi că mai am decât 5-6 soiuri. Restul 15-16 nu mai există, nu mai am marfă pentru alea. Și știți că e și astea, altele mai sunt căutate mai mult, fermierii le-au folosit sau care au fost și sunt mai bune, altele mai puțin, care dă producții mai bune și atunci ajungi să cumperi o semință, o sămânță care nu prea e productivă, nu dă producție, nu e în regulă, nu obții venitul scontat și vedeți, iar incertitudine și nu știm ce să facem. Nu știm ce decizii să-ți faci. Un plan de culturi cu hectare, cu tot pentru anul agricol care deja l-am început. Eu vreau doar, dacă îmi permiteți, o scurtă intervenție, pentru că a menționat puțin mai înainte domnul Pețanca de zootehnie. Printre aceste mici victorii, pentru că se pare că suntem în zodia victoriilor, mai mici sau mai mari, printre aceste mici victorii obținute de fermierii europeni, și suntem mândri să spunem că Alianța pentru Agricultură și Cooperare a reușit împreună cu colegii din țările din estul Europei să obținem excluderea domeniului de zootehnie din cadrul directivei privind emisiile industriale. Este o victorie despre care nu se vorbește foarte mult în România, pentru că, cum spunea domnul Pețanca, nu prea avem zootehnie și nu prea suntem impactați. Dar era un pericol foarte mare. Trebuie spus că totuși zootehnia asta pe care o avem, cât e zis, e bine de știut. Da. Deci, chiar săptămâna aceasta am reușit inclusiv această victorie pentru domeniul zootehnic din Uniunea Europeană. A fost un efort comun și suntem tare mândri de ceea ce am realizat. Deci, practic, nu sunt dânsii impactați de ei nu vor zona fi impactați, da, ei nu vor fi obligați, da, ei nu vor fi impactați de directiva privind emisiile industriale. Aceasta era o nouă obligație birocratică pentru domeniul zootehnic. Noi, oricum, România are o legislație draconică în materie de zootehnie și normele privind biosecuritatea. Deci, vă dați seama, ar fi fost un efort birocratic excesiv pentru fermieri. Bun, cred că putem să luăm publicitate. Ne întoarcem după o scurtă pauză comercială.